Bună ziua, dragilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Interviurile Ask Live, emisiunea în care invit persoane deosebite, de la care cu toți avem de învățat. Dragii mei, este vineri 1 aprilie 2002, nu este o păcăleală. Sunt Lucian Dimitriu, este ora 16. Invitatul emisiunii de astăzi este istoricul Mircea Turculeț. Într-o dezbatere de idei, profesorul Mircea Turculeț este cel care aduce argumente, reclădește contextul istoric într-un limbaj plastic autentic și cu lux de amănunte, pornește cruciade în numele adevărului, chiar și atunci când el, adevărul, scoate la iveală eroi vulnerabili cu greșeli și păcate izvorâte din mândrii sau justificate furii omenești. Mircea Turculeț se manifestă liber și asumat. Continuăm seria de emisiuni dedicată celei mai mari crize de securitate din ultimele decenii și a evenimentelor din Ucraina, subiect despre care foarte multă lume privește cu panică și, aș îndrăzni să spun, uneori chiar cu groază. Vom încerca, profesorul Mircea Turculeț va încerca să mai lămurească câte ceva din ceea ce mai avem de lămurit. Vom încerca să aflăm opinia domniei sale referitor la ceea ce se întâmplă în apropierea granițelor României. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru acceptare. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru frumoasa prezentare pe care mi-ați făcut-o, mă simt onorat. Și mulțumim și ascultătorilor care ne ascultă și telespectatorilor care ne văd. Adevăr, e o situație destul de grea. Eu mi-am propus astăzi să încep înainte de a vorbi despre Ucraina, să vorbim despre ai noștri. Știți că astăzi este 1 aprilie și la 1 aprilie 1941 a avut loc masacrul de la Fontana Alba, care tot în Ucraina de astăzi, da, așa în zona Cernăuți. Și trebuie să ne amintim pentru că acolo au murit români și văd că războiul acesta și politicienii noștri dau uitări acest eveniment tragic, pentru că nicio națiune nu poate trăi fără eroi. Și avem și noi eroii noștri care au suferit și au fost masacrați de către sovietici și trebuie să-i amintim, mai ales că astăzi chiar suntem în 1 aprilie, iar evenimentele tragice de la Fontana Albă trebuie să fie totdeauna proaspete în memoria noastră, mai ales că acolo românii au suferit de pe urma sovieticilor, a rușilor. Iar cel care a coordonat toată activitatea, culmea că se leagă de războiul de astăzi, a fost Nikita Hrușciov, care era președinte al Partidului Comunist al Ucrainean și care primise ordin de la Stalin să verifice care este starea de spirit a locuitorilor de noile provincii alipite, Basarabia, nodul Bucovinei și Ținutul Herța, dacă sunt într-adevăr comuniști sau, mă rog, cetățeni sovietici fideli Uniunii Sovietice, s-a demonstrat că n-au fost și au încercat să plece înapoi în România. Dovadă că, într-adevăr, viața în Uniunea Sovietilor nu era una chiar atât de încântătoare. Același Nikita Hrușciov are 90% din vina în ce se întâmplă astăzi în Ucraina, pentru că Nikita Hrușciov este cel care în 1954, în urma unei reforme constituționale și a unor interese personale, a luat Crimeea de la Federația sau Republica Socialistă Sovietică Rusă și a lipit-o Ucraina. Să fim serios, noi, dacă întâmplă pe o hartă, interesele Rusiei sunt în primul rând în Crimeea. Și Mariupol se găsește pe o linie care încearcă să lege Crimeea de Lugansk și de Donetsk cu Federația Rusă. Interes geostrategic. Dacă, poate alta ar fi fost soarta astăzi a Ucrainei, dacă Hrușciov în 1954 nu dădea Crimeea Ucrainei și o lăsa la Federația Rusă. Atunci nu s-ar mai fi justificat un conflict militar pentru baze sovietice și interese geostrategice. Acum vă mai zic un lucru. Nici Hrușciov n-a dat Crimeea Ucrainei degeaba. El, săracul, la rândul lui, purta atunci o luptă politică cu Lavrenti Beria, care era lupta după moartea lui Stalin, și încerca să-și atragă de partea lui elitele politice din Ucraina, dar mai ales elitele din Partidul Comunist al Ucrainei, pe Oxii Kyrychenko. Și dându-i Ucraina, spera că Kyrychenko l-a ajuta în lupta cu Lavrenti Beria și cu Malenkov. Culmea e că nu l-a ajutat deloc. Deci Hrușciov a câștigat acest conflict, cedarea s-a făcut de interese interne. Bănuiesc eu că Hrușciov atunci, în 1954, sau nimeni din conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, nu se gândea vreo clipă cu Uniunea Sovietică se va desfărma vreodată. Era după război, câștigat al doilea război mondial, armata sovietică ajunsese până la Berlin. Uite că moștenirea rămasă a fost una destul de grea
Și astăzi și ucrainenii, vedem ce o mai fi pe viitor și alții, trag ponoasele acestor decizii, care pare așa niște decizii interne, dar nu sunt chiar interne, că se lasă cu urmări pe termen mediu și lung. Deci de aia când faci o reformă constituțională, o modificare de graniță, o modificare structurală administrativă, trebuie să ai viziunea asta pe termen mediu și lung. Dacă îți lipsește ca lider politic, viziunea pe termen mediu și lung sunt probleme mari. Domnule profesor, dacă tot ați amintit înainte de a vă ruga să povestiți cum s-au desfășurat evenimentele de la 1 aprilie, masacrul de la 1 aprilie, acum 40 de ani, aș vrea să ne spuneți ați vorbit despre Crimea, dar celelalte două teritorii care acum sunt în litigiu, să spunem, în litigiu între Ucraina și Rusia, este vorba despre Lugansk și Donetsk. Acum, vedeți că și Ucraina, Luganskul și Donetskul sunt zone puternic industrializate, care sunt locuite în majoritate de ruși, nu sunt locuite de ucraineni, fie cetățeni ucraineni, dar sunt etnici ruși. Ele au parte, nu tot Federației Ruse, nu cunosc exact contextul în care au ajuns să fie componente ale Ucrainei. Interesele acolo sunt în primul rând interese de industriale, că sunt zone, zone în care se dezvoltă puternic industria greacă, industria strict necesară, mai ales pe perioada de conflict militar, dar și pentru perioada pentru a susține că sunt zone miniere, din câte știam, care au resurse ale subsolului de cărbune și sunt necesare oricărui stat și sunt căutate. Noi ne amăgim astăzi, vedem unii care zic, domnule, nu mai sunt bune minele, le închidem. Închidem termocentrale, închidem tot că poluează. Nu o să fie așa. Acest război o să ne arate că o să fie nevoie de, în continuare, de termocentrale. Mă aduc aminte un interviu al lui Vladimir Putin dat în Germania. Zice, băi, dar voi nu mai vreți gaze, că poluează. Nu mai vreți cărbune, că poluează. Și dacă aveți nevoie de lemne, vă pot da eu cam în Siberia. În taiga. Nu-i, la mine nu-i problemă. Vă dau eu lemne dacă aveți ceva. La voi tot nu e în regulă în ceea ce privește resursele. De aici trebuie să analizăm lucrurile la rece. Europa, că eu văd acum, mă uit așa, știți, discutând, că zic unii, domnule, tăiem gazoducte, nu mai luăm gaz din Federația Rusă, nu mai luăm asta, domnule, ca să faci o tranziție de asta, de la gaz pe o altă resursă, trebuie zeci de ani. Și investițiile sunt despre ordinul de miliarde de euro ca să faci o schimbare. Nu e gaz de Rusia, bun, de unde îl aduci? Vă dați seama cât gaz îți aduce un gazoduct într-o zi și cât gaz lichefiat îți pot aduce americanii pe un petrolet. Era chiar și o glumă că niște măgari pe o potecă de munte cu niște buteli în spate și spunea au început transportul de gaze din Statele Unite. Asta sunt. Eu am amăgire așa pentru că război înseamnă propagandă. Și propaganda zice, domnule, nu avem nevoie, noi găsim alternative. Nu există alternative. Sau poate că Germania încă ia gaze, Rusia îl plătește, acum îl va plăti în ruble pentru că Putin, de ce vrea banii în ruble? Că mă întreabă și elevii la școală, vrea banii în ruble? Că rubla s-a prăbușit și dacă există o cerere mare pe piața externă de ruble, rubla își va reveni, va crește ca valoare în cursul de schimb. Nu va mai fi 120 de ruble un dolar, va fi 50-60 de ruble. Încearcă să revină la situația de dinainte de război. Că statele care sunt dependente, neprietenoase, declarate de Federația Rusă, vor plăti ruble până la urmă, că n-au încotro. Vedeți că neamțul de rând, care are 80 de ani, să stea în fric, că nu-i mai dă Rusia gaz. Serios, astea sunt niște lucruri gândite la nivel de propagandă. Dependența există și va fi și în continuare, până va apărea o alternativă pe care eu deocamdată nu o văd. Alternativa înseamnă să faci gazoducte care să treacă, nu știu, din Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, prin Turcia, să ajungă în Europa. Este un asemenea gazoduct, dar nu cred că asigură suficient gaz pentru toate nevoile Uniunii Europene, mai ales ale germane, care e și mare consumator de gaz și mare producător industrial, cel mai mare din Uniunea Europeană. Și pus că, vedeți cum e războiul, că nimeni nu se gândește la asta. Rușii au gazoduct în Ucraina, care merge spre Polonia, Germania. Nu aruncă în aer nici ucrainenii, că au nevoie de sprijinul Occidentului și de armament și de zduc războiul, nu aruncă în aer nici rușii, că au nevoie de bani pentru gazul care trimit. Că acel gazoduct menține starea de conflict și menține în conflict și pe unii și pe alții. Cu banii și sprijinul Occidentului. Și deci este o zonă cumva protejată de bombardamente, normal, de nimeni normal. Nu îndrăznește să o... N-are nimic curaj, că ea va fi foarte afectată Europa. Nu se știe de ucrainenii dacă ar arunca în aer gazoductul, vă dă seama, nu se știe dacă europenii mai sunt dispuși să le dea armament, să continue lupta împotriva Federației Ruse. Aici e marea problemă. Vedem cum va fi. Deocamdată mergem pe luna de război,
se fac în data 31 de zile. Eu am așa o curiozitate strict personală și nu înțeleg cu mintea mea de unde din banii Federației Ruse pentru a susține acest război. Vă dați seama, un război de ăsta costă miliarde de euro-dolari pe zi. Și nu înțeleg de unde vin resursele acestea atât de mari ale Federației Rusiei financiare. Și vedem cum se va încheia. Eu părerea mea că se va încheia într-un război înghețat pentru o câțiva ani, după care va reîncepea iarăși. Așa s-a și început în 2015, s-a luat Crimea, Donul, Donetsku, Luganskul. S-a înghețat conflictul până în 2022, când a continuat cu partea a doua. Probabil că va fi și partea a treia și partea a patra. Doamne profesor, pentru cei neavizați, aș vrea să spuneți, să explicați conceptul de război înghețat pentru cei care nu știu. Războiul înghețat este un conflict care se desfășoară în mai multe etape cu perioade de pace între ele. Noi avem un conflict astăzi care ține o perioadă de 2-3 ani, nu știu, 2-3 luni. Încheiem o pace, zicem noi că este o pace definitivă, după 3-4 ani pe același conflict începem din nou conflictul și tot așa. Este un război care de durată care presupune costuri foarte mari și de o parte și de alta și vă spun sincer, cred că cea mai afectată dintr-un război înghețat va și Ucraina. Pentru că Ucraina are nevoie de bani și de perioadă de pace pentru reconstrucție. Cum să reconstruiești? Gândiți-vă cum vine un investitor străin într-o țară cu un conflict de ăsta înghețat. Cum să reconstruiești sau să investești când nu știi dacă mâine nu începe iarăși războiul. Nu aruncă nimeni bani aiurea în zone de astea. Avem un asemenea tip de război înghețat, de exemplu, între Coreea de Nord și Coreea de Sud. Are tot așa un război înghețat. Nu s-a terminat oficial, deși conflicte militare directe între cele două state n-au mai fost. Dar au mai fost șicane. Șicane, da. Dar vă dați seama, în Ucraina nu se pune situația de acolo. În Ucraina chiar situația e destul de gravă și nu o pace durabilă, în sensul să doreze o pace bună, trebuie să țină măcar 50 de ani. De exemplu, conferința de pace de la Paris în 1947 e considerată o pace bună. A durat 50 de ani aproape până în 91. Conferința de pace de la Versailles din 1919-21 nu e o pace bună. A durat sub 50 de ani, a durat 21 pic de ani. Și a fost cauza celui de-al doilea război mondial. Sistemul de pace de la Viena de după războaiele napoleoniene, o pace bună, a durat până în 1948, are aproape peste 30 ceva de ani. Rămâne de văzut. Lucrurile sunt destul de complicate. Deocamdată Rusia practică, a început un fel de război total, de curățire a orașelor. Vedeți că sunt bombardate și bunurile civile, nu numai obiectivele militare, cu scopul ca reconstrucția să fie cât mai scumpă și populația sau cei care au plecat și vor să se întoarcă înapoi, să-i răzgândească să nu mai vină înapoi. V-am rugat mai înainte să ne povestiți că ați vorbit despre masacrul de acum 40 de ani. 81 de ani. 81 de ani, da. Acolo, la Fântâna Albă, autoritățile române știți că au cedat după pactul Ribbentrop-Molotov, au cedat Basarabia pentru că a venit o telegramă și vreau să mă leg și de acea telegramă că e destul de interesantă să vedeți cum gândesc rușii și după aia vă zic și despre masacru. Știți că după primul război mondial, Rusia a intrat într-un război civil între comuniști și albi, roșii și albi, și Rusia a pierdut în estul Europei Republica Moldova, Basarabia, care a venit la România, a pierdut statele baltice, a pierdut Finlanda, care era parte a Imperiului Țarist, a pierdut teritorii din Ucraina și Belarus, care s-au dus după pacea de la Riga din 21 și s-a creat statul polonez. Bun. După pactul Ribbentrop-Molotov, Stalin, care cum era comunist, a dus o politică panslavistă de refacere a vechiului Imperiu Țarist. Deci omul nu avea treabă cu țarismul, era comunist. Și în 26 iunie 1940 vine telegrama la București pe baza pactului ca România să dea înapoi Basarabia Uniunii Sovietice. Și vă citesc aici că eu m-am notat. În 1918 România, folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei, a desfăcut de la URSS o parte a teritoriului său Basarabia. Astăzi slăbiciunea militară nu mai există, Uniunea Sovietică vrea înapoi Basarabia. Deci cam așa gândesc rușii, iau o gândire de tip imperială a marilor puteri. Noi astăzi am avut o criză cu 20 de ani, astăzi nu mai avem. Vrem să recuperăm ceea ce am pierdut. Așa gândește, știți că așa gândește astăzi și Putin, nu gândește altfel. În 1991 a fost destrămarea Uniunii Sovietice. Pe termen mediu și lung, obiectivul
Federației Ruse a fost refacerea cu orice preț a Uniunii Sovietice. Și să știți că i-au menținut, mă întorc și la Fontana Albă, au menținut intenționat zone de conflicte din Armenia, Georgia, Azerbaijan, până în Transnistria de astăzi, intenționat de Federația Rusă, tocmai de a pierde cât mai puține teritorii. Și dacă luăm o harta Uniunii Sovietice și ne uităm, singurele state care au scăpat influenței Federației Ruse și alea cu semnul trecării sunt statele baltice. Restul, toate, sunt sub control, direct sau indirect, Federația Rusă. Belarus, Lukashenko, Federația Rusă. Republica Moldova a avut conflictul din Transnistria. Nu s-a mai putut duce nici spre Uniunea Europeană, nici spre NATO și nu se poate duce, pentru că Uniunea Europeană ezită să-și ia state cu zone de conflict. Că nu are armată proprie. Depinde de armata NATO, care de fapt armata NATO e armata Statelor Unite ale Americii, și când ai armată proprie, există ție zone care sunt conflicte. De asemenea, Federația Rusă a menținut conflicte în Georgia, în Abhazia și Osetia de Sud, 1991-92, pentru a nu le scăpa. Știți că la un moment dat Georgia dădea să meargă spre NATO, spre Uniunea Europeană. Nu se mai pot duce, că și acolo sunt probleme foarte mari. Au grijă ca între Armenia și Azerbaijan să fie conflictul ăsta din Nagorno-Karabakh 91-94 și acum cu continuare Turcia au sprijinit foarte puternic pe azeri în acest conflict. După aia, în 2014, a început Crimea, Donbasul și Luganskul. Adică nu, este un proiect de refacere a Uniunii Sovietice, de refacere a ideii imperiale că Rusia, astea sunt zonele noastre de influență, nu vă puteți atinge de ele. Și orice tentativă de a fugi, i-a spus pedepsit. I-a spus, nu a scăpat nimeni. Mă mir că au scăpat finlandezii, dar în Finlanda acolo a fost un conflict, războiul de iarnă, 1939-40, după faptul Ribbentrop-Molotov, și pierderile sovieticilor au fost uriașe, au pierdut 500.000 de soldați, 380.000, câte mă aduc aminte, dar și finlandezii au avut pierderi foarte mari, aproape nu a fost casă să nu fie un mort în războiul de iarnă cu Uniunea Sovietică. Dar restul n-au scăpat, să știți. Acum vedem ce o fi. Cum a fost cu Fântâna Albă? După pactul Ribbentrop-Molotov și după ce România a cedat Basarabia, nodul Bucovinei și ținutul Herța, s-a încercat o verificare a modului în care românii percep noua putere sovietică. Și vă dați seama că n-ai cum să percepi puterea sovietică ca o putere, să zicem, cu aspecte pozitive. Și sunt mărturii ale oameni care zice, păi, ce spuneau propagandiști în limba română, până, că nu în limba rusă, spuneau că Uniunea Sovietică era eu pe pământ, că există egalitate între oameni, că toți oamenii duc bine și nu știu ce, dar au apărut primele elemente. În primul rând, întotdeauna ajung rușii și cu asta se întâmplă și asta, se gulez magazinele. Sovieticii cumpărau tot ce găseau prin magazinele care erau alimentate înainte de iunie din România. După aia au început problemele. Na. Colectivizare, știți că se aplică aceleași colhozuri și așa mai departe, se aplică în tot teritoriul, se aplică în tot teritoriul sovietic. Și există nemulțumiri, oamenii au fost într-un fel, s-a întins o capcană, că ăștia comuniști erau foarte buni la aceste lucruri, ca un mrej, așa, ca o momeală. La un moment dat, germanii din Bucovina de Nord au putut pleca la presiunile lui Hitler și s-au dus în Polonia, în Germania. Sovieticii au întins o capcană română, puteți face cerere și voi să vă întoarceți înapoi în România. Și au luat cu cereri, au pus mii de cereri cu oameni care vreau să plece din Nordul Bucovinei, au văzut cum arată raiul sovietic, vreau înapoi în România. Au făcut cereri, au făcut și așa mai departe. După aia s-au dus o politică de propagandă că românii pot pleca de benevol, că nu-i va opri nimeni. A fost așa, a fost o propagandă bine pusă la punct, că la 1 aprilie au fost prinși de grăincerii sovietici, atrași într-o capcană și pur și simplu măcelăriți. Hrușciov zice de 56 de morți într-o telegramă oficială către Stalin, dar n-au fost 56 de morți. Cred că cifra reală e undeva la 3.000 de morți, că erau foarte mulți oameni din toate satele respective. 1 aprilie era o zi de duminică, oamenii au ieșit cu cruci, cu prapuri, cu toate cele. N-au mai putut fugi. Mai mult, cei care au făcut cereri să se repatrieze în România și familiile celor împușcați au fost deportați în Kazahstan. În Kazahstan este o comunitate încă mare de români. Știam pe cineva de la Universitatea Ștefan cel Mare care vrea să meargă acolo să facă interviuri cu urmașii românilor deportați din Basarabia, deportați din nordul Bucovinei, chiar deportați, cred că și din România, în timpul sau după al doilea război mondial. E o comunitate undeva, cred că are undeva între 50.000 și 100.000 de oameni care vorbesc română. Sunt urmașii celor deportați, nu s-au mai întors înapoi. Deci de aici frica care o are românul, și numai românul, și polonezii, o au
față de o graniță directă cu Federația Rusă și noi ne ascundem după degete. Obiectivul clar al politicii externe românești să fie evitarea sub orice preț a unei granițe directe cu Federația Rusă. Că o graniță cu Federația Rusă directă înseamnă pe termen mediu și lung înseamnă probleme mari pentru stabilitate. Stabilitatea economică, stabilitatea politică și, bineînțeles, stabilitatea militară. Chiar și stabilitatea militară. Chiar și stabilitatea militară, pentru că noi ne ascundem după noi ne ascundem după NATO. Băi, suntem feriți, suntem în NATO, dar în cazul unui conflict vom vedea. Eu cred că NATO va interveni, că au tot felul de păreri că NATO trebuie să intervină, n-au un control. Gândiți-vă ce se întâmplă într-o clipă în care, de exemplu, Federația Rusă anexează Lituania. Și nu intervine nimeni. Deci eu, ca român, care cotizez la NATO, trimis soldați în Afganistan, trimis soldați în Irak, trimis soldați în Afganistan, ce încredere mai pot avea într-o asemenea alianță în care e frăsat din zbiri? Și niciuna. Înseamnă că în clipa aia e clar că fiecare pe barba lui proprie. Sau ce încredere vor mai avea în SUA, Corea de Sud, care are armata americană pe teritoriu, sau Japonia, care la fel depinde de sprijinul militar american. Dar cred că se va interveni în cazul unui atac a unui țări NATO. Nu cred că Federația Rusă va ataca un stat membru NATO. Nu va merge până acolo. Dar noi nu înțelegem termenul de război astăzi, că războiul este hibrid. Nu mai este războiul clasic, pentru că oamenii și mai zic, băi, e război. Avioane, bombe care pică de pe sus, mitraliere, aruncătoare de rachete. Războiul este hibrid. Războiul are parte hard de acțiune militară, dar are și parte soft. Dar partea soft înseamnă dezinformări, fake news-uri, intervenții în alege, șpăgi, politicieni care să vină să te sprijine ei direct. Federația Rusă, să știți că mulți o desconsideră, zic, domnule, ăștia slabi, n-au, uite ce fac, e bat. Ei, în partea de război soft, la momentul actual, cred că GRU, că nu cred că FSB-ul, GRU, Serviciu Secretar, Matius, cred că sunt cei mai buni din lume. Și vă dau un simplu exemplu. Anul 2016, în care s-au întâmplat două lucruri, și sigur ruși au fost implicați și în acest lucru. Unu, Brexit-ul, pentru că are nevoie de Uniunea Europeană slabă. Cum face? Divide tempera, disensiuni. Dacă unul slăbește Uniunea. Și alegerea lui Trump. La alegerea lui Trump nu există niciun fel de contestație că Rusia n-a fost implicată în alegerea lui Trump. Deci Federația Rusă a fost implicată. Știm prea bine că din cei care au făcut parte din staful electoral lui Trump, trebuie să fie tu sunt închisoare azi pentru relațiile cu Federația Rusă și implicarea Federației Rusă în aceste alegeri. Și cum s-a implicat Federația Rusă în alegeri? Că și asta e interesant. Nu s-a implicat cu bani, nu s-a implicat, să zicem, financiar sau o implicare directă. Pur și simplu a reușit să cumpere de la o firmă de social media date ale utilizatorilor și a reușit să creeze fake news-uri sau, mă rog, știri în funcție de profilul fiecărui utilizator, încât să influențeze rezultatul alegerilor. Și în America e și o problemă cu sistemul democratic, știți că acolo sistemul cu electori, nu e ca la noi cu votul direct. Și ca să fii președinte, ai nevoie să câștigi electorii în câteva state, California, New York, Florida, că nu știu pe toate, că au populație masivă, zeci de milioane de locuitori și au mulți electori. Dacă noi doi candidăm pentru New York, și sunt 55 de electori și dumneavoastră câștigați la un vot, nu luați, luați toți electorii, eu nu iau niciun. Și s-a întâmplat în 2016, Trump a avut cu 5 milioane de voturi mai puțin decât Clinton, a câștigat alegeri. A câștigat electorii în câteva state. Și aici, la fel atunci a fost și când a pierdut Al Gore, nu? Da, exact la fel, da. A avut mai multe voturi. Numeric era câștigător. Da, câștigător. În față de Bush, care a avut mai mulți electori. Exact la fel cu, da, în 2000 a fost asta. Mm-hmm. 2000 după Clinton. Exact la fel. Dar aici a fost o intervenție și noi trebuie să stăm și ne gândim, băi, dacă Rusia poate interveni în niște alegeri ca în SUA și să sprijine un candidat și candidatul respectiv să câștige alegerile, vă dați seama ce se poate întâmpla într-un stat ca România, care nu are o democrație consolidată. Democrația se învață, trebuie ani ca să meargă, zeci de ani, situații de criză să se consolideze. Sau într-un stat ca Polonia, sau într-un stat, la mă rog, Ungaria, deja nu mai e în state democratice, așa zise, regimuri liberale. E destul de complicată treaba și ei sunt buni pe treaba asta, pe războiul soft, pe fake news-uri, pe șantaj, pe șpăgi, pe război cibernetic. Și bineînțeles că nu se feresc nici la otrăviri directe, că ați văzut că se face, că nu obiciocul pentru adversare proprie, adversare în interior, probabil ca și adversare din exterior și așa mai departe. Rusia mai e bună la războiul hibrid că încearcă să evite regulile internaționale ale războiului. Ați văzut că nu i-a zis că e război, a zis că e intervenție militară specială. De ce n-a zis că e război și intervenție militară?
Pentru că în caz de război ești obligat, un conflict militar declarat cu declarație făcută, scrisă, domne, noi declaram război, nu știu ce, să respecti convenția de la Geneva, să respecti refugiații, să nu bombardezi școli, să nu bombardezi. Așa, intervenție militară specială, nu mai știu ce înseamnă, pentru noi e război în toată regula. Chiar termenul în sine e o sustragere de la dreptul internațional. Adică dar și cei din Rusia, în momentul în care vorbesc despre război, sunt astfel pedepsiți. Da. Ei nu vorbesc despre legal, dar trebuie să vorbească despre intervenție militară specială. Asta e termenul folosit. Nu-i zice război, că nu-i cu declarație, nu-i cu nimic. Asta probabil că urmează abateri grave de la ceea ce înseamnă drepturile omului, sau mă rog, regulile războiului clasic și așa mai departe. Venim în spere altceva, mă tem că Federația Rusă se creează o presiune enormă economică și internă și de pierdere a conflictului sau, mă rog, conflictul să nu iasă la socotelile făcute inițial. Nu folosească arme care sunt interzise din toate regulile, gaz sarin, de exemplu, care vreau să-mi incolori inodor, oamenii simpli, civilii nu se pot apăra împotriva acestor arme, care sunt, adică sunt arme care depășesc bunul simț și orice formă de înțelegere. Sunt folosite la momente extreme, de o gravitate maximă. Dar vedem, sperăm că nu se va ajunge până acolo. Oare ce s-ar fi întâmplat? Știu că în istorie nu există acest cum ar fi. Dar ce s-ar fi întâmplat? Cum credeți noastră că ar fi evoluat lucrurile în cazul în care la conducerea Statelor Unite ar fi fost Trump? Da, da. Interesantă întrebarea. Eu vă răspund așa, geostrategic vorbind, să știți că democrații în general în SUA și în istoria SUA, nu mai acum, sunt foarte axați pe problemele interne ale SUA, mai puțin cu politica externă agresivă. Republicanii sunt mai axați pe politica externă și agresivă și mai puțin pe politica internă. Și vă dau exemplu. Avem pe Bill Clinton 92-2000. Bill Clinton este principala cauză că Rusia și-a revenit după destrămarea Uniunii Sovietice. Să nu uităm că în timpul lui a fost Boris Yeltsin, în timpul lui Ucraina a primit garanții din partea SUA, Angliei, Franței și Federației Rusie că dacă predă armamentul nuclear, îi se va respecta integritatea. Nu i s-a respectat, vedem astăzi ce se întâmplă. În timpul lui, Boris Yeltsin a lăsat pe Vladimir Putin, care venea din KGB, vă dați seama, din brațul armat, cel mai puternic al Federației Ruse, era lăsat la funcția de președinte. Și lucrurile au început să revină. A venit Bush cu o politică externă extrem de agresivă. Invadat Irak, invadat Afganistan, implicat în războiul din conflicte din Siria. Rusia n-a mișcat în front. A urmat Obama. În timpul lui Obama, rușii au luat Crimea, Donetsk și Lugansk. Obama era președinte, 2015, politica externă americană. A venit Trump, iarăși rușii n-au mișcat politică de mână forte în politica externă. A venit Biden și aici încep problemele. Biden a fost primul președinte american care a dat semnele că politica SUA de mână forte și putere unică la nivel global nu mai ține. Biden a arătat că SUA a pierdut războiul din Afganistan. Și a pierdut, că este adevărul. Au câștigat talibanii, după 20 de ani au câștigat. A pierdut conflictul în Siria, unde al-Assad, cu ajutorul rușilor și a iranienilor, a reușit să pună capăt revolte interne. Și a arătat că SUA în politica externă nu prea duc o politică, să nu prea mai au așa o politică unipolară, ci se face loc de o revenire la o lume bipolară. Și acum care va fi al doilea, că asta e problema. Al doilea probabil că va fi China. Dar dacă ar fi fost Trump președinte, ar fi fost chiar interesant. Dacă ar fi interviu, zic că nu. Pentru că Trump, știți, fie recunoscător celor care îl ajută. Nu știu, la un moment dat, domnul profesor, îmi amintesc că Trump avea în minte retragerea din structurile active sau ceva de genul ăsta ale NATO, a Armatei Statelor Unite ale Americii. Da. Și de ce? Pentru că Trump și reproșa țărilor din nou venite că nu și-au plătit cotizațiile, da, că dacă vor să... I-a dat Angela Merkel o hârtie că vrea 1000 de miliarde de dolari. Atât a costat protecția militară americană, Germania Federală, pardon, Germania de Vest și Germania după unificare până în 2016. Și adevărat, să știți care dreptate așa. Nu îți dă nimeni, noi trebuie să fim serioși. Faptul că nu se aruncă nimeni în aer, că mă duc liniștit la pereate să-mi fac cumpărăturile, că mă pot duce liniștit, mă pot urca liniștit în autobuz fără să-mi fie viața pusă în pericol, securitatea costă. Și
Și Trump a zis, domnule, noi nu mai suntem dispuși să vă oferim securitate pe banii noștri. Vreți securitate? Plătiți. Și s-a dus la 2% din PIB. Eu cred că lui Trump acum, dacă ar fi fost conflictul ăsta, ar fi convenit extraordinar de mult. Zicea, 4% din PIB. Și să știți că noi, ungurii, polonii, cred că și germanii, dădeau 4% din PIB pentru înarmare, pentru apărare, că n-ai ce faci. Ce să dai, că dacă nu, îți zici toată pisica. Poate nu. Da. Îți ia tot. Am văzut zile trecute că până și Germania, care știți foarte bine că din, după cel de-al doilea război mondial, mă rog, i s-au interzis să aibă o armată puternică, a alocat de curând pe termen mediu, pe 4 ani, 100 de miliarde de euro pentru un armare. E bine, pentru că nu știm pericolul și nu știm care sunt planurile Federației Ruse pe termen mediu și lung, mai ales că Germania are acolo Kaliningradul, zona aia care aparține și e foarte aproape de Prusia Orientală. Și de... așa cumva Sula în coastă. Da. Și a văzut că polonezii zic acum că ar vrea înapoi Kaliningradul cu orice preț. Dar cine are curaj să-l ia? Și zice că de vrut vrem mulți. Problema e că trebuie și curajul și capacitatea militară să-l ții. Kaliningradul ăla e foarte supărător și pentru polonez, că tu pe rusești de transiteze Polonia mergând spre Kaliningrad. Există acolo niște tratate internaționale care trebuie respectate și pus că e deschiderea Rusiei la Marea Baltică și la Marea Nordului. Și e supărător tare și acolo e baza militară de atac împotriva Germaniei. Acolo începe pericolul. Dar să fie oare și acest Kaliningrad, mă rog, și culoarul prin care, conform tratatului internațional, Rusia au voie să treacă și motivul pentru care în momentul în care Biden a venit în Europa, în Europa de Est, a ales Polonia. Eu cred că a ales Polonia, da. României, sau nu neapărat, nealegând România, să nu fiu rău. Eu cred că a ales Polonia, s-a dus acolo unde trupele americane sunt mai numeroase și mai aproape de front. Că el a făcut acolo și o campanie electorală, că mâncau pizza și făceau sălciuri, nu știu ce. Băi, unde avem soldați care se aproape de zona, sau mă rog, care e zona cea mai aproape de Ucraina, în care sunt cei mai numeroși soldați. Că era zona respectivă din Polonia la 100 de kilometri. Eu în România nu știu să avem soldați la graniță. Ei au vreo 10.600 de militari americani, da. Noi avem vreo 3.600. Și atunci a ales Polonia. Și am ales Polonia că probabil că armamentul care merge spre Zelenski și ucraineni vine pe linie poloneză. Din Polonia, din Germania, Polonia, da, Germania, Polonia, Ucraina, mai puțin din zona României, Cernăuți și așa mai departe. Plus că cred că și din punct de vedere al transportului și al apropierii, Chievul e mai apropiat de granița cu Polonia decât de granița cu România, spre exemplu. Fie un transport cât mai rapid al armamentului necesar pentru susținerea războiului. Dar ăsta e motivul pentru care cred că s-a dus acolo și nu a venit în România. Dar nu cred că venirea unui președinte într-un stat ar fi un semnal că statul ăla e prea. Să știți că în Polonia sunt probleme mari. Acolo este un partid, Justiție și Adevăr, al lui fraților Kaczynski, care are un discurs anti-european, a început să crie și un discurs anti-american. Lucrurile nu sunt destul de loc ușoare și seamănă mai mult cu Fideszul lui Victor Orban decât cu un partid pro-european. Și acum am vedea, e sprijină, că nu au ce fac. La urma urmei și Recep Erdogan în Turcia are un regim liberal și cam anti-european și anti-NATO. Atunci a rămas NATO și este un stat de bază al NATO pentru zona Orientului. Da, se spune că e adevărat, nu știu, vă întreb, că Turcia ar fi din Europa, ar avea cea mai puternică armată din cadrul NATO. E posibil să fie adevărat, Turcia au o tradiție militară bine pusă la punct și să nu uităm un lucru, că Turcia, armata în Turcia a menținut democrația. A evitat ca Turcia să devină o republică islamică, pentru că și Turcia aia, noi vedem Istanbul, Ankara, dar are o zonă în Anatolia puternic ruralizată, cu tradiții puternic islamice și, din păcate, islamul cu democrația nu prea se împacă. Că sunt puține state islamice care sunt și democrații veritabile, care să funcționeze. Atunci armata a fost cea care a menținut starea asta de democrație. Erdogan ia lovitura aia de stat din 2013-2014, nu mai țin minte, știți că a fost o tentativă. Da. Iar Erdogan are și el tentative islamice, pentru că are un fief electoral bine pus la punct din zonele rurale turcești, dar au o tradiție militară, cu spațiul pe Turcia, care a fost imperiu, care a avut militare, a avut emiciri, care la un moment dat stăpânea, a ajuns până la Viena, stăpâneau Egiptul, Nordul Africii, Mesopotamia și așa mai departe, tradiție militară care s-a păstrat. Și vedem că ucrainenii țin victorie împotriva rușilor cu droni turcești.
Și acele drone, da, acele drone au fost folosite și în Azerbaidjan în războiul împotriva Armeniei pentru regiunea Nodo-Karabakh. Au fost folosite tot în zone turcești. Știți că și Turcia are politică imperială. Unii zic, doamne, Turcia nu e adevărat. Turcia are politică imperială, are interese în Siria și vrea zone din Siria pe, sub influența sa. Are interese mari în Azerbaidjan, ca azerii oricum au o limbă turcmenă și sunt foarte apropiați de turci și are interese, și aici interesele turcești se vezi de cele ale Federației Ruse. Are interese pe partea europeană în zona Bulgariei, că există o comunitate turcă în Bulgaria destul de puternică și face eforturi în zona aceasta. Armata, eu n-am văzut armată care se descurce atât de bine în Siria ca precum armata turcă. Care știe să descurce, să-și obțină zonele de interes, să-și delimiteze forțele și care știe că mai ales SUA are mare nevoie de ea. Știu lucrul ăsta. Și profită de-aia. În ciuda crizei, că și au și crize economică, lira s-a devalorizat, sunt acolo niște probleme interne destul de mari, dar rămâne angrenată în această zonă occidentală americană, mai ales americană. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile. În Turcia, integrarea în Uniunea Europeană nu se poate face din considerente strict, ținând de drepturile omului și politice. Da, e din punct de vedere economic, cred că sunt mai sus decât majoritatea țărilor din Europa. Da. Acolo sunt chestii de considerente ideologice. M-am întrebat de multe ori de ce nu i-au primit în Uniunea Europeană. Și mă gândeam la Erdogan și la tendințele sale de reislamizare a Turciei, că el a fost cel care, după ce Atatürk, părintele Turciei, a transformat Sfânta Sofia în muzeu, el a transformat-o în moschee și a introdus din nou slujbele lor. Rugăciunile specifice islamului. Prinde. Da, islamul este un element de unitate și poate fi și un element de unitate națională într-o lume precum lumea Turciei. Dar prinde, așa cum ortodoxia este un factor definitoriu pentru Rusia. Este un factor definitoriu. Da, se spune, citeam, domnul profesor, că de fapt, ar fi concepția lui Putin că și a bisericii ortodoxe ruse, ca și luptători, purtători a unei cruciade împotriva Occidentului care a căzut în păcat, din punctul lor de vedere. Da, a viziunea asta cu Occidentul, că sunt în păcat, o au și islamice, să știți despre Occidentul European. Dacă luăm un băiat crescut la moschee, care citește Coranul fiecare zi, care e un drept credincios, și ducem și lăsăm în Austria, dar în mijlocul cartierului roșu, vă dați seama cam ce e în sufletul lui sau ce simte el în momentul respectiv. În asta occidentală, care este o lume secularizată, care s-a rupt de credință, de creștinism și este o lume în care predomină fuga după bani și după bunăstare, că ăla este acum noul Dumnezeu al Occidentului, într-adevăr e o altă lume față de lumea Orientului și față în care ortodoxia rusă o vede ca un pericol. Cred că, în primul rând, pentru puterea bisericii. Mai este este un factor foarte important. Lumea ortodoxă este o lume, de la Sfântul Vasile cel Mare, este o lume supusă puterii pământene. Nu este o lume care să se ridice împotriva puterii pământene. Catolicismul în Occident s-a ridicat de multe ori împotriva regilor, împotriva împăraților, papii erau chiar deasupra tuturora și a fost o zonă de mari conflicte și de mari nemulțumiri. E nevoie. Credința este un instinct. Noi avem nevoie de credință. Noi ca oameni ne definiști, pentru că suntem trecători, efemeri pe lumea aceasta. Și trebuie să conștientizăm lucrul acesta și de aceea cât timp există moarte, va exista tot timpul o formă de credință. Cu o fi în știință, cu o fi ortodoxă, cu o fi catolică, protestantă, islamică, asta e treaba fiecăruia. Dar apar aceste disensiuni și se agravează între diferitele credințe și între diferitele biserici. Se simt lucrurile astea, să știți. Deci, cumva rușii spun prin vocea lui Alexandru Dugin că duc un război împotriva globalizării. Da, și ei iau Ucraina ca o zonă să se apere de această influență a globalizării. E o ideologie, e un mesaj. Să știți că nu e un mesaj care prinde numai Rusia. Păi Fidesul lui Victor Orban nu cu același mesaj. Da, avem și în România destui care... Are și, vedeți că în România pericolul e foarte mare, pentru că, apropo de războiul soft al Rusiei, că zic că sunt cei care sunt cu acest mesaj, că sunt oamenii lui Putin. Domnul, noi trebuie să fim realiști. În România se votează cu ură împotriva celor aflați la guvernare. Nu câștigă opoziția că vine cu un mesaj.
câștigă opoziția că oamenii nu mai vor pe aia care guvernează într-un anumit moment. Așa s-a câștigat și în 2000, așa s-a câștigat și în 96 împotriva PSN-PDSR, așa s-a câștigat și în 2004 împotriva PSD-ului, așa s-a câștigat și în 2012 USR-ul împotriva PDL-ului. Ei, noi pe opoziție, pe partea de opoziție, e tocmai pe ăștia de care spuneați. Și ăștia construiesc opoziția în România și sunt un mare, mare pericol pentru stabilitatea României și pentru angajamentele României privind NATO și Uniunea Europeană. Și ne putem aștepta, de apropo de războiul soft, ne putem aștepta la lucruri foarte neplăcute pe partea asta, la legile care vor veni. Vedem că viața se scumpește, vedem că războiul nu aduce nimic bun, deci prețuri mari la combustibil, prețuri mari la hrană și așa mai departe. Și războiul e făcut să creeze panică și oamenii într-o stare de panică, că avem exemplu Germania nazistă, pentru că la creștinatele ei sunt în stare să voteze lucruri care nu sunt în regulă. Ne fură Dumnezeu mințile atunci în clipa, în momentul votului. Și este mare, mare minus al României și de care eu mă tem cel mai tare. Că în partea de război soft, băieții de la aur, vedeți că e la televiziune, nu. Rețelele sociale, Facebook, în mod special, acolo acționează. Și acolo, dacă primesc sprijinul GRU sau altora, sunt în stare să facă propun. Și vorbeați mai înainte și aveți dreptate când spuneați că Germania nu va renunța la gaz, pentru că ea trebuie să ea se străduiește după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, să asigure o bunăstare cât mai ridicată poporului pentru a nu cădea din nou în extremism. Nu? Se evită acel extremism. Tradițional, aș putea spune, în Germania. Evitarea reîntoarcerii la ceea ce a fost. Nu? Corect. Și bunăstarea din ești în cazul Rusiei, să spun asta de vorba. Și vedeți că cât scandal a fost cu scoaterea Rusiei din SWIFT. Băi, scoatem numai Rusia, toate băncile rusești vor fi scoase din sistemul electronic internațional. Nu a fost așa. Germania a fost prima, băi, stați o leacă, că noi nu vrem. Și din coerență și până că au scos bănci din Federația Rusă, banca Gazpromului n-a scos-o nimeni. N-a avut curaj. Germania a fost prima care a zis-o. Nu au vrut nici italienii, că o parte din nordul Italiei, care e baza economiei italiene, zona Milano, Florența, probabil că sunt mulți investitori ruși sau ruși au interese mari în zona respectivă și stau și ăștia, băi, stați că nici noi nu prea vrem. Și atunci această diviziune între viziunile de pedepsire a Federației Rusiei prin sancțiuni economice convine Rusiei. Domnule profesor Mircea Truculeț, vorbeați mai înainte și se tot vorbește, de fapt, se tot spune de ruși, în viziunea rușilor, de denazificarea Ucraina. Ce e de fapt această denazificare? Ce există forțe de natură fascistă în Ucraina? Ce e cu acel batalion Azov? Azov, da, că sunt întrebări. Acum, știți cum e în Ucraina? Sunt întrebări pe care ni le-au pus spectatorii. Pe bună dreptate, așa e. Pe bună dreptate, așa e. Acum, în Ucraina, ucrainenii, ca națiune, ei sunt destul de vechișori. Dar ca stat, n-au existat până în 1991 statul ucrainean. Și statul ăsta ucrainean s-a trezit brusc că nu numai Ucraina aia a cazacilor zaporojeni al lui Bogdan Hmelnitsky, s-a trezit brusc că are și păzi din Polonia, care nu erau ale ei cu Lvovul, Kamenitz Podos, are și păzi din România, nordul Bucovinei, care nu erau ale ei, s-a trezit brusc că are Crimea, Donul, Donetsk, Lugansk, care n-au fost niciodată ale Ucrainei și încearcă să construiască identitatea asta ucraineană. Că nu. Și cum o construiește? Vedeți, în primul rând se încearcă reducerea a minorităților din Ucraina, mai ales în, scăderea influenței limbilor minoritare. Și vedeți că aici s-a lovit puternic și minoritatea românească. Am 150 de școli cu predare în limba română în timpul Stalinului și azi avem 9. Și limba română se studiază doar la nivel primar, clasele 1-4, restul interzis studiu. Și la fel și pentru limba rusă, la fel și pentru limba maghiară și pentru alte. Asta tocmai pentru a spori influența limbei ucrainene și pentru a încerca o integrare mai rapidă a acestor minorități în statul ucrainean. Iar aceste construcții, când încerc să construiește națiune, vă dă seama că extremele drepte prind și batalionul Azov are comportament de batalion nazist. De ce? Că am văzut salutul cu mâna sus, cu slavii Ucrainei. Și așa mai departe. Dar ce grav e alta, că ucrainenii au în istoria lor câțiva indivizi, unul dintre ei era celebrul Stepan Bandera, care a fost un naționalist ucrainean, dar un pronazist destul de convins.
Și astăzi a primit statui prin Ucraina și a primit și de la Poroșenko, a primit și înaintea lui de la Ianucovici. Adică e de gândit. Acum și discursul Rusiei. Rusia se sprijină pe trecut. Iar gloria ei, vârful de glorie al Federației Ruse, la trecutului Federației Ruse, este a doilea război mondial. Când a pe care încearcă acum să-l reînvie. Să-l reînvie. Împotriva cui am luptat? Fasciștilor. Care se? Fasciștii ucraineni. Mâine, păi mâine, ori fi fasciștii români, când am trezit cu din asta. Ori fi fasciștii polonezi și așa mai departe. Pe aia se bazează pe o ideologie a trecutului pe care încep să o întreții vie, cum strămoșii noștri au luptat împotriva fasciștilor germani. Noi acum avem datoria să luptăm împotriva fasciștilor ucraineni. Dar sunt și elemente de adevăr în discursul ăsta, dovadă Azov. Vă urmăresc postările de aproape, țin aproape la ceea ce postați și ați scris odată și m-a făcut să pierd așa câteva ore din noapte gândindu-mă, m-a tulburat. Că în cazul în care ați spus dumneavoastră, în cazul în care sec scurt și la obiect, în cazul în care Rusia va câștiga în Ucraina, China va ataca Taiwan. Întrebare, roșie. Rusia avea Ucraina. China vrea Taiwanul. Corea de Nord vrea Corea de Sud. Oare este posibilă crearea unei fel de axe? Se spune Moscova-Beijing, Fenian. Eu sunt convins că axa Moscova-Beijing există deja, pentru că de acolo vin banii Federației Rusiei pentru războiul din Ucraina. Poate militar nu, dar financiar mai mult ca sigur, da. Că altfel economia rusă ar fi colapsat. Vă dați seama, un dolar era 50 de ruble, azi 120, adică asta înseamnă semn de colaps economic și încă războiul merge mai departe. Eu am scris aia, m-am gândit la postarea respectivă pentru că în momentul în care Ucraina e abandonată și pierde, e clar că Occidentul nu mai sprijină. Nu are armamentul suficient și asta semn că pentru China e semn clar și în Taiwan lucrurile vor fi și mai complicate. Aia e insulă, acolo ca să, dacă se face, să zicem, un embargo sau o cercuire, cum o alimentezi să-i susții libertatea? E foarte complicată treaba. Uite-o că e timpul puterilor revanșarde care vor să-și impună, să mă rog, noua ordine mondială, vor alte lucruri decât cele existente. Și eu chiar am gândit și chiar cred asta. Dacă Rusia va reuși să ia Ucraina, sperăm că nu, pentru binele nostru, în primul rând, a românilor, China va lua Taiwanul. De ce? E insulă. Ea noastră o vrem înapoi, sunt chinești ca ei noștri. Cine să-i iubească? China, nu e Rusia. În China, sancțiunile economice sunt ca un bumerang. Să nu uităm că 50%, mai bine de 50% din bunurile produse la nivel global sunt produse în China. Noi cumpărăm Adidas, nu știu ce firmă, care ia în Germania, dar ei sunt produși în China. Și în momentul în care lovești în ei, pur și simplu lovești în tine, că scad profiturile firmelor din Occident, din Statele Unite, din Germania, din Franța și așa mai departe. Nu, deocamdată nu văd nicio acțiune a Chinei, dar acolo merg lucrurile. China va fi a doua superputere, e deja a doua superputere, versus SUA, care e o superputere în puțin de decădere. Vedem cum vor merge lucrurile. Taiwanul va fi ușor de luat. Spun simplu, izolez aerian și maritim și nu pot rezista la infinit. Vă dați seama, peste că de la un moment dat că nu mai ai resurse, nu mai ai nimic. Populația este una destul de numeroasă în Taiwan. Citeam într-o rămâne de văzut. A țărilor care sunt a principalilor creditori către Statele Unite, China în top 10, China e primul și pe locul 4-5 e Taiwanul. Deci Statele Unite au o datorie imensă către, și către Taiwan. Oare acest lucru, cred că dintr-un anumit punct de vedere, cred că ar ușura și Statele Unite dacă Taiwanul ar fi... Da, nu mai plătești datoria înapoi că nu mai este statul. Nu mai există statul. Corect. Zic. De aia zic, știți, nu știu dacă... Noi trebuie să vedem. Noi nu știm jocurile care se fac la nivel geostrategic și geopolitic la nivel internațional. Nu știm ce s-a semnat între occidental și ruși, probabil. O să existe sau între chinezi și ruși, o înțelegere pe care noi nu, mare masă ale populației, nu se spune nimic. Nu se spune nimic. Că pactul Ribbentrop-Molotov care a fost semnat, pactul adițional, a fost descoperit dintr-o prostie în 1945 în Ministerul de Externe al Germaniei. Naziste, l-a găsit un american, un soldat american într-un sertar. Nu a știut nimeni că Ribbentrop cu Molotov au semnat un pact adițional secret în 1945. Vă dați seama, atât s-a descoperit că rușii s-au înțeles cu Germania pentru părțirea Estului Europei. Vedem.
remurile sunt tulburi. Eu cred că totuși China are interes să sprijine, Federația Rusă pentru că îi convine situația creată de destabilizare. Odată are interes pentru că sunt niște interese ale Chinei privind Kazahstanul, că au și interese în zona aia. Și i-ar conveni o colapsare a Federației Ruse. Odată are interes pentru că i-ar conveni că Occidentul își pierde resursele investind masiv în conflictul acesta din Ucraina. Și când se poate știți vorba română, acelea câștigă. Și întrețin și acest conflict cu divide tempera, lasă să-i bată și stăpânește. Da, la fel spunea la un moment dat și spuneau și americanii, spunea, ar fi spus și Biden, nu știu dacă e fake news, că pentru ca, mă rog, supremație, să existe supremație, mă scuzați, doar între Statele Unite și China, ar fi de preferat ca războiul între Ucraina și Rusia să fie cât mai lung și să aibă o durată cât mai mare. Deci se pare că occidentalii sunt interesați în menținerea unei stări conflictuale de lungă durată în Ucraina. Da. Și pentru europeni, să știți că pentru europeni este o dramă. E drama Europei, mai ales Europei de Vest, s-a trăit după al doilea război mondial. Când s-a încheiat pacea, dar războiul a fost câștigat în Europa de două state care nu sunt europene, Rusia și SUA. Anglia, Franța, Olanda, Belgia, Germania, nu au mai contat în noua ordine mondială. Ca să fim serioși, că Europa de Vest a fost sprijinită de planul Marshall, în primul rând, să nu se comunizeze, că aia era grija americanilor. Și a intrat în sfera de influență americană, așa cum Europa de Est a intrat în sfera de influența Uniunii Sovietice. Putere extra, da, corect, ar veni. China e putere extra în afara Europei, SUA, putere în afara Europei, dar ar conveni conflictul pentru că ar duce la o scufundare economică a statelor din Europa. Și îți convine, de ce sunt îți convine? Ei și-au creat și acel BRICS, nu? Da. Convine. Eu dacă aș fi și aș gândi lucrurile la rece, da, ar fi un conflict care convine. Acum cât ar dura, greu de spus, conflictul militar durează cât țin bani. Când se termină paralel, se termină și război. Că asta e viața. Dar de ce? Nu-i de râs. Era o vorbă a romanilor, pecunia nervus vele. Banul este nervul, spiritul războiului. Vedeți că în istorie, statele care au menținut, au fost mari imperii, Imperiul Roman, Imperiul Roman, după aia Imperiul Ahemenid, sunt state care aveau structuri economice funcționale, ridicau periodic taxe și impozite de la supuși și își puteau permite o asemenea armată. Soldatul roman făcea 25 de ani de armată, vă dați seama, era soldat profesionist, nu discutăm despre oameni amatori. Și el trebuia plătit lună de lună. Și atunci, dacă te țin paralel, poți fi război și 100 de ani, că am avut război de 117 ani, dacă nu te țin buzunarele, după o lună te duci și îți vezi frumos de treaba ta, aștept să vină banii din altă parte sau să mai stești ceva bănuți și continui cu partea a doua. Nu credeți că lipsa banilor se va simți sau problemele vor fi pentru finanțare numai în Rusia? Noi trebuie să ne întrebăm ce le-a promis Zelensky, SUA și occidentalilor de sprijină cu atât armament. Nu-ți dă nimeni armament gratis. Rachete de 40-50 de mii de euro, racheta, avioane care are zeci de milioane de euro, rachete balistice care are, cred să fie de ordinul milioanelor de euro bucata, nu pică din ce. Nu-ți dă nimeni arme dezinteresate. Sunt niște interese și niște promisiuni probabil făcute, mai ales de ordine economic. Deci, băiatul, noi îți dăm, dar noi ce primim pentru asta? Așteptăm să vedem cum se va termina și care vor fi costurile. Vedem că deja un cost, suntem amenințați cu o criză alimentară mondială și va fi problematică criza aceasta, ea există și va fi pentru că Ucraina e mare producător de cereale, floarea soarelui și se va simți mai ales în Europa. Da, se pare că ipocrizia ar fi boala mileniului și iarăși citeam undeva, vă spun că din 2014 și până acum 10 țări europene. Ipocrizia e boala mileniului. Da, boala mileniului. Ipocrizia este de când este omul, mai ales în relațiile internaționale. Nu poți să ai încredere într-un tratat încheiat. În relații internaționale, statele se comportă ca oameni. Perfide și cu interese proprii. Așa sunt și oamenii, nu suntem diferiți ca un stat. Mai că cu acolo siguranță. Se face la nivel instituționalizat și ce se face la nivel individual. Păi Rusia, când a semnat la Minsk cu Ucraina, în 2015, după ce a luat Crimea,
tratatul, m-a zis acolo că nu va mai ataca, că regiunile care sunt Crimea, Donetsk, Lugansk sunt parte a Ucrainei, deși erau ocupate de o armată străină, că lucrurile vor merge bine. La ce a folosit că nu s-a respectat, sau s-a respectat o perioadă scurtă, că l-a semnat la Budapesta, tratatul cu SUA, Ucraina, că dacă ucrainienii dau armele nucleare înapoi Federației Ruse, că s-au găsit aia cu o groază de armament nuclear după desfămarea Uniunii Sovietice, Rusia va respecta integritatea teritorială a României, a Ucrainei s-a respectat. Nu s-a respectat. Aici cum bate interesul? Nici occidentale nu se departe în aceste tratate, să știți. Nu trebuie să ne așteptăm că occidentale vor respecta litera sută mie un tratat încheiat. În nicio formă. Cum este interesul periodic a unora sau altora? Noi suntem nevoiți în România, să știți, că să jucăm tare cartea americană, că altă soluție nu avem. Vedem că Europa nu are o armată proprie. Armata Europei este, de fapt, armata NATO. Și vedem că, de fapt, armata NATO, din 90%, e armata SUA. Că nu e altă armată, că SUA are un buget de apărare cât China, Rusia și cred că jumătate de Uniunea Europeană la un loc pentru Ministerul Apărării și pentru dotări și așa mai departe. Și trebuie să jucăm cartea americană. Nu va fi ușor, că nici americanii nu vin să-ți oferă protecție gratuită. Le-am dat pectorul când am intrat în NATO. Cine știe ce ori mai cere? Nu ce face? Cere că se dă. Ești obligat la politica asta, capului plecat. A poziția glăcerului sălbatic, povestea cineva. Știți poziția glăcerului când te stai acolo? Nu zici nimic, stai și asculti și înghiți. Cât de probleme că este armata, este Rusia comparativ cu NATO? Nu, eu la un conflict militar direct între NATO și Federația Rusă nu cred că ar putea face față. Excludem armele nucleare. La un conflict direct, nu, pentru că vedeți că acum depinde cum se poate și acest conflict. Că conflictul din Ucraina e un conflict asimetric. Acolo e un război de gherilă, în care armele americane sunt foarte eficiente, pentru 2-3 soldați care umblă de nebuni, doboară un tanc, mai merg 2-3 ani un tanc, nu-i vezi. Ați văzut ucrainieni mergând cu blindate prin Kiev, mergând cu blindate prin Mariupol? Nu. Dar nu se știe nici, nu se cunosc pierderile ucrainei. Nu, așa nu e corect. Și noi trebuie să fim foarte atenți, apropo, există. Bine, există, dar nu există date. Nu se publică date, se publică date doar pentru a scoate în evidență că Federația Rusă are pete foarte mari și sunt convins că le are. Se publică date, dar n-ai, propaganda de război. Mi s-a zis în insula șerpilor, mai țineți minte, a apărut știre, au murit ca niște eroi grăniciere. Au fost bombardați de ruși, toți 11 au murit. M-am trezit că n-au murit. Zilele trecute, unul dintre ei a fost deparat. Au fost mulți prizonieri ruși, i-au predat înapoi ucrainienilor. Mi se mai zice tot din propaganda asta ieftină că Vladimir Putin suferă de cancer în stadiu terminal. Băi, oameni buni, vorbeam cu cineva, că așa arată un bolnav de cancer în stadiu terminal. La față, nu poate merge, e rău, nu. Asta noi trebuie să discernem printre aceste știri. Corect, aici e o afirmație în care vă dau mare dreptate. Nu se publică niciodată privind pierderile militare ale Ucrainei. N-am văzut nicăieri. Dom'le, azi am pierdut 150 de soldați, ieri 310, azi 420, atâtea blindate, atâta, nicio știre n-am auzit în domeniul ăsta. Aici e o afirmație de noi, nu comparăm, noi știm că ruși au pierderi mari. Au ajuns să publice inclusiv știri din alea precum acea băbuță care a otrăvit 8 alea stori de propagandă, da. Sau că i-a dat cu borcanul cu murături peste dronă la Kiev, nu știu cine, dar astea sunt fake news-uri de manipulare. La urmă, v-am zis, război hibrid. Cine controlează informația și propaganda de război, e partea războiului. Da, și până la un punct, eu cred că au și o parte pozitivă, așa că îmbărbătează pe cei care luptă, îmbărbătează, domnule, te încurajează, uite, dacă băbuța aia chiar e o poveste, adică dacă vrei să o crezi și să te îmbărbătezi, o crezi, da, că băbuța aia a otrăvit ea 8 soldați și au căzut toți ca muștele. Da. Nu știu cum, doamne, au reușit. Vă spuneam că este interesant că din 2014 și până acum 10 țări europene au exportat destul de mult, la greu aș putea spune, armament în Rusia. Pe locul întâi Franța, pe locul 2 Germania, apoi urmează Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Croația, Finlanda, Slovacia și Spania. Cu alte cuvinte, au făcut bani din armament folosit în prezent în Ucraina. Acum se explică vizitele dese a lui Emmanuel Macron. Ei se cunoșteau, au că foarte multă tehnică militară folosită pe tancurile și pe blindatele rusești este de origine franceză. Posibil. Nu știu să vă dau detalii. Mie la visul lui Macron
la Vladimir Putin, mi-a plăcut că a fost tatuiat sau lui Alexandru I în spate. Alexandru I, cel care l-a făcut pe Napoleon și a ajuns cu trupele cazacilor până în Paris. Și a transmis un mesaj că, după mesajul era destul de clar la masa aia foarte lungă, că degeaba negociem, eu vreau Ucraina. Dacă ăsta a reușit să ajungă până în Franța, ajunge și eu până la Kiev. La interesele economice, să știți că interesele economice vin înainte intereselor de război și vin chiar și înainte intereselor așa zise de drepturi ale omului. Banul conduce lumea și dacă rușii au bani să cumpere tehnică militară din Franța, înainte să fie aceste sancțiuni, au cumpărat. Eu sunt convins că dacă rușii au bani să cumpere tehnică militară din China, vor cumpăra. Nu zice nimeni că nu le va da. Mai ales că care? Că Rusia nu e implicată într-un război, ea e implicată într-o intervenție militară specială. Da. Cu zâul. Acum, în 2015, soldații care au invadat Crimea nici măcar n-aveau însemne, nu se știau cui sunt în cadrul războiului hibrid. Interesant e că de fiecare dată când face o afirmație Putin sau rușii fac o afirmație, e tocmai pe dos. Propagandă și dezinformare. Nu intrăm, nu facem, nu atacăm. Nu. Deci trebuie să aștepți întotdeauna că da, să știți că eu nu m-am așteptat să atace Ucraina, pentru că, cum spuneam, că sunt puține state astăzi la nivel global care își permit un război de durată și un război de cucerire. Trebuie finanți, pecunia nervus belli, banul. Și statele dintre își permit, au o economie foarte puternică. China își permite un asemenea război, că iarăși are o economie durabilă și poate susține un război de lungă durată. În Uniunea Europeană, probabil că la un loc, Marea Britanie, că a avut cu insule Falkland, mă țin minte, în America de Sud, un conflict își permite care și cucișătoare și tot felul de nebunii. Probabil că Franța, dar în mintea mea, Rusia n-a intrat în categoria statelor care să aibă o economie atât de performantă cât să-și permită un asemenea război de cucerire. Eu n-am gândit. După aia, când au venit știrile că pe front s-au dus 200 de litri sau 2000 de litri de sânge, da? Ce să te îngrijoriți, băi, stai alea că duci trupele, să le arăți acolo, să bagi frica în adversar dacă încerci să duci sânge, să duci asistență, să duci medici, să crezi spitale de campanie. Uite că nu, chiar n-am crezut, n-am fost convins că va fi acest conflict. Șocul meu a fost că la 5:30, pe 21 februarie, am primit mesaj, sui telefonul prin somn, Rusia a invadat Ucraina. Înseamnă că există resurse financiare și în rândul Federației Ruse pentru un asemenea conflict. Vedem cât vor ține, dacă nu s-au terminat deja. Și acum vedem și, vedeți că rusul de astăzi nu mai este sovieticul dinainte de anii 90 sau nord-coreanul care se cere, băi, sacrifică mâncarea de azi pentru viitorul țării tale. Că ne invadează americanii. Da, sau la stai, da, nu mai e, că e în capitalism, are McDonald's, are mall-uri, e obișnuit cu traiul bun și se Moscova, de exemplu, Sankt Petersburg. Cetățenii, oamenii de rândul destul de binișor. În Moscova a venit un mediu undeva la $2000 pe lună, adică se trăiește destul de bine. Și nu poți să-i cere, nu mânca azi ca armata rusă să câștige bătălia de la Kiev. Nu o să mai vedeți acela spirit de sacrificiu care exista, să zicem, în lume cu 50-60 de ani. Nu mai este. Domnul profesor, dar să știți că totuși îmi permit să nu neapărat să vă contrazic, ci să vin cu o știre pe care nu știu exact cum s-o clasific, dacă la fake news sau la știre adevărată. Prima ar fi, de fapt sunt două, prima ar fi că la un moment dat se spunea despre militarii ruși că ar mânca conserve din 2015, iar cea de-a doua, chiar zilele trecute, ieri sau la deri, s-a întâmplat când au mers prin pădurea roșie din apropierea Cernobâlului și când au săpat tranșee în acel sol radioactiv, vreo trei autobuze de militari, după săparea acestui tranșee, îndreptându-se în mare grabă către un spital din Belarus, soldații fiind suferind de acea reacție acute de radiație. Nu știu, v-am spus, nu știu dacă s-o clasific la realitate sau fake news. Acum și soldații, vedeți că trebuie să... Că spuneați că ei nu mai sunt. Totuși, eu nu știu, nimeni dintre ei n-a știut că se află în acea zonă, la Cernobâl, în acea pădure. Posibil să nu, să știți. Posibil să nu se fi spus pericolul la care se expun. Să zic, domnule, a fost acum 30 de ani explozia, nu mai sunt urmări până în ziua de astăzi. Aia cu conservele din 2015, se vede că este o problemă cu asigurarea hranei pentru soldații ruși. Dacă vedem imagini și alea nu pot fi trucate, soldați care fură găini din curți. Da.
Aia înseamnă că e o problemă de logistică de asigurare a hranei pentru trupele aflate în ofensivă. Asta cu Cernobulul, probabil că mi s-a spus acum, eu vă zic că l-am văzut pe adjunctul ministrului apărării de Rusia, Premin Borov, dând medalii câteva soldați, că a făcut capa aia, că trebuie să te pui pe picioare și el, săracul soldat, nu avea un picior. Ați văzut fețele soldaților? Se vedea pe fețele lor mâhnirea. Sunt niște tineri, au 19-20 de ani, cred că nici nu sunt din armata profesionistă, armata obligatorie aia care se făcea și la noi de un an, doi, șase luni, tot fi. Erau niște oameni speriați, erau niște oameni care nu le convenea deloc situația creată și care ar fi fost în stare sărace să-l strângă de gât. Se vedea pe fețele lor că au trăit niște traume, ceva n-a fost în regulă. Da, dar zilele trecute, de-aia rămâne de văzut. Ieri, parcă Putin a semnat un ordin de încorporare a 175.000. E o cifră aproximativă de militari în de recruți. În armata, era să spun sovietică, în armata roșie. Eu nu știu, chiar acum îi mai spune armata roșie? Se mai numește armata roșie? Nu cred că se mai numește. Armata Federației Ruse. Am fost o altă știre care m-a sperat, că cecenienului Kadyrov sunt plătiți cu 1000 de dolari de fiecare rus care îl vânează, care încearcă să fugă de pe front. În a doua război mondială, exact aceeași chestie era. NKVD-ul stătea în spate, dacă veneai înapoi, te pușau ai tăi. Trebuia să mergi numai înainte împotriva Germaniei naziste. Dacă știrea se adevărește că ăia sunt niște să asigure că rușii nu fug de pe zona, din zona frontului din fața armatei, să zicem ucrainene, din fața armatei adverse. Nu zicem ucrainene, că doar nu vă imaginați că în Ucraina luptă doar ucrainene. În Ucraina, cred că ce spui tu din CIA, MI6 și ce-or mai fix pe acolo. Ați văzut ce a făcut Biden o gafă în Polonia, a zis că soldații americani au povestit că au văzut copii călcați de tancuri. Nu vezi soldați, copii călcați de tancuri, soldați americani. Toți vadă decât în Ucraina, dar nu toți vadă în Polonia. Mama, ori o fi luat gura pe dinainte, ori o fi făcut vreo gafă. Așa, ați vă dați seama. Da, și rușii acum spuneau că ar introduce în luptă masiv batalionul Wagner. Da, care la fel cu... Vă dați seama, rușii, un batalion cu nume german. Da. Contra batalionul Azov. Da. Vedem ce este. Deci ce e Wagnerul ăsta? N-am auzit. Vă spun și eu că nu știu de unde e luat și ce e cu el. Acum au prima dată. Se spune că e o grupare paramilitară apropiată în slujba lui Putin, dar numele ăsta Wagner parcă îmi dă așa... Da, sună ca Germania nazistă decât Uniunea Sovietică. Exact, da, Uniunea Sovietică. Da. N-am auzit, o fi un fel de gardă pretoriană, personală, ultra-specializată. Avem așa de-a face cu o Rusie care face o combinație între comunism, țarism și un pic de nazism. Da, există o mișcare de extremă dreaptă și în Rusia destul de puternică, ultranaționalistă. Știți că apucătură ultranaționalistă are și Partidul Rusia Unită lui Vladimir Putin. De exacerbarea naționalismului, ei sunt mai mult o mișcare care vor o refacere a Uniunii Sovietice, dar pe o mișcare naționalistă rusă, nu pe o mișcare comunistă, cum era Uniunea Sovietică. Pe o ideologie suprastatală, ci pe o ideologie de rusificare. Rămâne de văzut, n-am auzit de Wagner, de Azov știam că acolo este o problemă și că Occidentul nu sprijină o mișcare de extremă dreaptă. Asta e situația la momentul acum. Da, acum să știți că totuși mă gândesc că de ce au spus că în spatele, că, deci s-au făcut acești 175.000 de recruți. Înseamnă că pierderile sunt mari, dar totodată specialiștii spuneau că le-ar trebui cel puțin 3 luni militarul copilor ăsta de 18-19 ani să fie instruiți pentru a intra în front. Ori îi bag așa și sunt carne de tun și în spate stă, cum a spus, batalionul Wagner, care cine fuge... Și aici e o problemă. Eu mă mir că Putin a înțeles mesajul ăsta până astăzi. Armatele viitorului nu mai sunt armate de masă. Armatele viitorului sunt cum erau armatele romane, sunt armatele de profesioniști, care sunt militari de profesie, fac numai armată 15-20 de ani, se pot adapta ușor de la o armă la alta, nu trec direct sau în sfârșit trebuie să tragă cu Kalashnikovul sau să tragă cu tunul și după aia când este front și ăla, vin rachete de sus, de jos, vin javelinul, vin nu știu ce și nu ești pregătit pentru așa ceva. Vedeți la ucrainieni, într-adevăr și ei au starea de alertă,
populația tânără masculină nu poate părăsi Ucraina, dar mie mi se pare că totuși armata ucraineană care merge pe linia frontului, dincolo că vin unii din Anglia, SUA, din urmă mai fi ei, servicii secrete, mi se pare totuși că ar fi totuși profesioniști în ceea ce fac, bine instruiți. Ceva în structura armatei ucrainene s-a schimbat după 2015, după ce au pierdut Crimeea, Luganscu, Donetsku, s-a schimbat și par destul de bine pregătiți în a lupta cu noul armament existent. Trebuie să fii pregătit. Eu, de exemplu, n-am făcut armată. Eu pe mine, dacă mă trimite pe front, eu mă duc și mă duc la rus, mă ridic mâna sus și mă duc tot înainte, că n-am cu ce să lupt cu el. N-am făcut, n-am tras, n-am văzut. Dar pe să mai pui o armă în mână, dar pe să mai pui aruncături de rachetă. Sau o rachetă balistică, sau nu mai știu ce. Acum trebuie o pregătire în domeniu. Nu cred că e o gândire greșită a gândi, e o gândire greșită a crede, nu a gândi că poți câștiga conflicte aruncând sute de mii de soldați pe cât este 3-4 luni. Nu suntem în al doilea război mondial. Aia s-a terminat, a fost odată. E perioada armatelor profesioniste, armelor moderne, a dronelor, a pregătirilor suplimentare pentru armată. De-aia presiunea asta, că și pe România e presiunea asta, de armată profesionalizată. Calitate, nu cantitate. Cantitatea în armatele moderne este dată de utilizarea unor instrumente militare de înaltă tehnologie și ultra performantă. Avem în prezent, dacă nu mă înșel, asupra cifrei, cred că vreo 65-70.000 de militari profesioniști și vreo 3600 de militari NATO, cu promisiunea din partea NATO a unui batalion de vreo 1000 de oameni. România. România. Problema e că lipsește dotarea armatei. Noi acolo trebuie să lucrăm. Când trebuie armament și dacă guvernanții noștri vor crede în continuare că dacă cumperi două avioane la mâna a doua din Portugalia și încă vă trei la mâna a treia din Norvegia, faci armate, se înșală mare. Armata costă, sunt costuri într-adevăr care se duc repede, că tehnologia evoluează foarte rapid și în domeniul militar și trebuie să investești tot timpul. Noi trebuie să fim serioși, trebuie, dacă vrem să investim, deja s-a anunțat la anul că bugetul se duce la 2,5 din PIB, că e pericol și cred că va ajunge undeva la 4% din PIB până la urmă. Trebuie să investim serios în tehnologie și tehnologie de ultimă oră și tehnologie serioasă. Noi n-am investit pentru că s-a mai spus de asta, în NATO, de ceva ne ajută americanii, n-au fost conflicte la zona de graniță, nu știm ce se va întâmpla. E, acum uite că apare conflictul, se creează o stare de presiune și trebuie să fim foarte serioși în problema asta dotării armatei. Soldați, există școli, academii militare în România destul de bune, există servicii de informații ale armatei chiar lăudate de occidentali, au oferit primele informații că Rusia în 2015 urmează să anexeze Crimeea la nivel NATO, dar trebuie să și dotările. Nu putem aștepta aici, în cazul unei invazii că vor veni americani. Ei vor veni, dar nu vin azi, mâine. Ne știi cât va dura până ajunge. Până la urmă, am spus că se povesteau analiști militari, am auzit analiști militari, care spuneau că în cazul, Doamne ferește, a unei invazii, singurii care ne pot veni în timp optim în ajutor sunt turcii. Da. Asta a fost și în 1940, atât, când s-a desfumat România Mare și Carol în al doilea. Până din americani, până... Da. Iar cei 3600 de militari, acele battle grupuri care sunt la Constanța și prin... Alea sunt, eu zic, nu știu... De susținerea moralului. De susținerea moralului și știu, cred că scopul lor e pentru combaterea traficului de țigări, Dar mai avem scutul de la DVT. Ministrul apărării promite că în următorii ani România va construi, va fabrica drone. Mini-drone și mini-submarine. Da, și mini-submarine. Când auzi când în armată cuvântul mini, nu-i de bine, e de rău. Da, mini, exact, e de rău. Și să nu uităm totuși că până una alta avioanele românești, avioanele din dotarea armatei române, celebrele MiG-21, deci în momentul în care un avion, un MiG-21 merge, cade, merge și elicopterul și cade și el și dispare și nu-l găsești după un timp, asta îți spune mult despre ori și cât ai vrea să fii de patriot, ori și cât ai vrea să crezi că ești apărat. Dar numai asta, în momentul în care era un exercițiu militar, un tank calcă un soldat, că s-a întâmplat și chestia asta și a murit soldatul, arată că sunt probleme și de organizare, dar probleme mai ales prin dotarea. MiG-urile noastre au 40 de ani, dar numai avea 50 în dată. Multe sunt, cred că sunt înainte de anii 80, din dotarea armatei române. E modernizat. L-ai făcut lensă, l-ai făcut nu știu ce. Trebuie dotări serioase. Dacă vom avea politicieni serioși, că la noi, la războiul soft, o mare problemă e și casa politică, care e cum e,
ambivalentă și cu interese personale, dar trebuie aceste dotări făcute. Cu regret o spun, că altfel nu ai cum. Vorba lui Stalin, câte batalioane are papa, țineți minte? Cât soldați? Nu contează. Eu sunt speriat de altceva. Eu n-am văzut în politica externă a României și politica militară a României o strategie bine pusă la punct în cazul în care Federația Rusă, ferească Dumnezeu, ar ataca Republica Moldova. Ați auzit pe cineva spunând, domnule, nu vom face asta. Cuvânt. Și acolo e zonă cu Transnistria, care e armata 14-a, plecată și asta în conflict spre Odessa și mai departe. O vorbă nu s-a zis. Ori nu există, ori poate vom fi plăcut surprinși că există, dar părerea mea nu există pentru că România nu are capacitățile militare prin dotări necesare în asemenea conflict. România nu se poate apăra pe ea însă. Asta eu m-am gândit, domnule profesor, nu știu, poate greșesc, dar așa ca un simplu om, există state NATO și state mai NATO. Fac comparație între România și Polonia. Bine, nici unde în România sunt doar 3600 de militari, o cifră infimă. În unitatea militară în care am făcut eu armata, erau tot atât militari. Asta, corect. Da. Bine, când nivelul nostru de pregătire era vraiște și eram vai de capul nostru cu uniformele rupte în genunchi și în coate și peticite, asta e partea a doua. Dar ca și număr eram tot atâția. Iar acolo, iar în Polonia sunt peste 10.000. Acum problema se pune, ori nu suntem în pericol, ori interesul NATO este mai scăzut. Părerea mea acolo, pentru noi care, și mai cred că interesul nu e al NATO, a Germaniei. Polonia, zona tampon între Ucraina și Germania. Și interesul Germaniei că trupele NATO vin din Germania, că acolo au fost alocate în timpul războiului rece, în zona Germaniei de vest. Că de acolo au plecat spre Afganistan, de acolo și spre Siria, de acolo și în Irak. Spitalele pentru soldații răniți, tot în Germania de vest, sunt spitalele militare. Cred că e mai ușor, mai aproape de relocat din Germania spre Polonia. Nu trebuie să luăm ca un semn rău că nu sunt 10.000 de soldați americani în România. Dacă adevăr, așa e, unii sunt mai NATO. Nu e, e corect observația, așa e. Crează o stare de îngrijorare, că sunt mai puțini aici și mai mulți acolo. Totuși, noi avem cea mai mare graniță cu Ucraina, mai mare decât o are Polonia. O are Polonia, da, corect. Dacă punem și Republica Moldova, cred că ne punem, cred că avem, suntem în linie dreaptă. La Marea Neagră până în Ungaria. Tot, da? Da. Probabil că la nivel de analiză, la nivelul comandamentelor NATO, nu se vede a fi un pericol ca rușii să vină spre România, ci un pericol mai mare să meargă spre Polonia. Spre Polonia. Decât spre noi. Posibil, dacă acolo realizează legătura cu Kaliningradul și ar fi interese mult mai mari geostrategice decât în România. Rămâne de văzut, noi zicem cu dacă, nu știm ce va fi, cum se va termina acest conflict, care va fi evoluția lui. Deocamdată astăzi pe rușii unii pot câștiga înapoi ce au pierdut. Vedem că au câștigat teritorii pe care astăzi ucrainenii le au înapoi. Se anunță însă ar fi un război de durată. Nu văd pacea aia pe 9 mai pe care Putin a anunțat-o, că se termină operațiunea militară specială pe 9 mai, decât numai în cazul în care se ajunge la o înțelegere de pace, că probabil că și aia provizorie, sau pur și simplu rușii se retrag, în sensul că și-au atins cel puțin în parte, o parte din obiectiv. Și probabil că obiectivul a fost să distrugă Mariupolul, să distrugă infrastructura militară a Ucrainei, infrastructura economică, au simțit ce au avut și așteaptă Turador. Eu vă întreb altceva, sancțiunile economice ale Occidentului se termină odată cu războiul? Sau vor merge mai, vor dura mai mult? Că eu cred că vor dura mai mult decât ține și război. Se vor crea două Ucraine pe principiul Sud-Nord? Greu de crezut, că nu cred că rușii din Nord Kiev vor putea face juncțiunea cu cei aflați în Sud. Greu de crezut ca să creeze, nu sunt Nord, o Ucraina de Est și o Ucraina de Vest, că așa ar veni ideea. Că cei din Nord vor coborî Kiev spre Crimea, să facă juncțiunea, să înconjoare toată zona aia. Nu cred. Probabil că Rusia va ține tare mult să aibă zona de Sud, din Crimea spre Donetsk, cu Mariupolul, cu toată zona, spre control, pentru a asigura terestru legătura între regiuni și Crimea, între regiunea Donetsk și Crimea. Acolo va ține. La Kiev, zona Kievului nu cred că ține așa de mult. Zona Kievului cred că este atacată mai mult din punct de vedere economic și strategic militar, că nu sunt comandamentele militare. Armata, știți cum e, dacă a decapitat capul, vârful, mai ușor de cucerit, este.
comandamentele militare ale Ucrainei să nu fie. Și aviație, și mă rog, și infanterie. Într-o altă ordine de idei, ieri a debutat un exercițiu militar de amploare, am putea spune, pentru ceea ce avem noi în țară, cu 960 de militari în Delta. Scenariul 960 de militari. Da, asta este. Așa spune agenția de presă Nexta, de acolo un coleg informat. Da, 960 de militari în Delta, la gurile Dunării, scenariul atac din partea trupelor ruse dinspre Odessa, spre gurile Dunării. 960 de militari. Da. Gurile Dunării au intrat întotdeauna în orizontul strategic, militar și economic al Federației Ruse, al Rusiei Imperiale, a Rusiei Comuniste și al Ucrainei, că a făcut canalul Bustroie. Cât scandal a fost acolo, că au creat probleme foarte mari, inclusiv României. Și eu cred că acolo interesele sunt mai mult economice decât militare, pentru a asigura ieșirea spre Marea Neagră. Mă rămâne de văzut. Da, 160 de militari să poate ce? Eu tot n-am înțeles de ce. Un exercițiu militar de apărare. 900 de militari să facă ce? Ce pot face 900 de militari când îți invadează 1.000.000 de ruși sau 200.000 de ruși? Asta e ce pot face și cei 3.600 de militari sau nu știu. Nu prea pot face nimic. Acum depinde tehnica militară care o ai. Poți face multe lucruri cu 3.000. Suntem într-un pericol real? Astăzi nu. Pe termen următorii ani, nu. Pe termen mediu, nu știm în ce pericol. Da, corect. Știți un stat care a avut graniță cu Rusia și a fost în pericol? Nu cunosc. Până și China a avut conflict cu Uniunea Sovietică prin 67-68 de graniță. Și că au câștigat chinezii, nu ruși, Uniunea Sovietică. Astăzi, nu. Noi, dacă politica se gândește de pe azi pe mâine, nu ești politician, ești politruc. Politica te gândești pe termen mediu, 10-15 ani, ce va fi. Și te s-o și nimerești. Cei care luptă în Ucraina, ucrainenii, agenții secreți, străinii, voluntarii, au ajutat apărându-se și luptând împotriva rușilor, au ajutat implicit și statele vecine Ucrainei. Obligatoriu. Noi asta credeți că România a trimis tone de alimente și probabil că și armament, că nu știm ce trimit, că e trimit, nu se zice oficial. Polonia trimitea atât armament sau Slovacia sau ce mai fi, înțeles că toți se tem, în primul rând, pentru a evita o graniță directă cu Federația Rusă. Asta e frica numărul unu. Și asta e obiectivul numărul unu și al politicii actuale externe a României. Asta trebuie evitată cu orice preț. Granița directă cu Federația Rusă. Că nu mai e. Am avut graniță directă cu Rusia, pe Uniunea Sovietică, în perioada intervenirii, când iată cum s-a terminat. Da. Am avut graniță cu Rusia în 1856, după războiul Crimeei, adică acolo s-a terminat bine că au pierdut rușii, dar am avut după războiul de independență, când au luat înapoi județele ca Ulbul, Bogdan și Ismail și n-au dat rus și erau să ocupe toată România, au fost un scandal cu Carol I. Nu ai liniște cu o graniță cu Federația Rusă. Rusia are o gândire de tip imperialist. Liniștea ta e o amăgire. Ca și cum la o pastilă de somn, că dacă o ia și o iei mâine, după aia îți revine somnul, dar putea să nu-ți mai revine niciodată. Așa e granița cu Federația. Nu ai liniște. Și vedem că avem și partea de război soft, în care ei pot obține rezultate formidabile într-o asemenea verdură. Și liniște. Eu nu am văzut liniște nici în Lituania, nici în Letonia, nici în Estonia. Și gândiți-vă că acolo, din statele alea baltice, sunt câteva care au o populație ruși în componență destul de numeroasă. Și suflă greu. Iarăși vine minte o postare de dumneavoastră după acel meeting făcut de Putin, în care cântărețul acela, Oleg Gazmanov, parcă așa se numește, refrenul că în Belarus până la Crimea. Belarus, Crimea, Moldova și Ucraina, acestea sunt țara mea. E, țările baltice, e înfiorător, așa adică dacă vezi din America, nu zici ca America, dar dacă vezi de aici, adică nu numai că nu-ți convine, te îngrozești. Zic unii oameni, văd tot felul de analizi, domnule Putin, nu adevărat, cine vă garantează dumneavoastră că dacă vine altcineva decât Putin, obiectivele Federației Ruse de a-și asigura o zonă de confort geostrategic se schimbă? Deci asta era așa o întrebare care vreau să vă pun. Deci schimbarea lui Putin, care va fi la un moment dat mine. Pentru că de moarte bună la un moment. Da. Asta este o ideologie oficială. Strategii ruși după destrămarea unui bandit. Noi avem acum, cum spunea, acest telegram. În 1918 am dus, astăzi s-a terminat. În 1991 noi am avut o criză.
pe termen mediu și lung, trebuie să avem grijă să nu ne scape nimic. Și ați văzut, conflicte prin Armenia, prin Republica Moldova, menținute cu scopul de a nu scăpa, ne-au scăpat statele Baltice. Atât. Trebuie să nu ne scăpa nimic. Și am avut și în Ucraina guverne care au fost pro-ruse, cu președinți care au fost pro-ruși, aleși democratic și dat jos prin Euromaidan, a câștigat alegerile democratic, dat jos printr-o revoluție susținută de Occident. E problematică. Eu nu cred că se va schimba. Să știți, indiferent cine va veni la conducerea Rusiei, pe termen mediu și lung, obiectivul este de a reface granițele așa cum erau în timpul Uniunii Sovietice. Și este efectiv clar. Belarusul nu... Lukashenko a fost ajutat de Putin să-și mențină puterea acolo. Au fost revolte, dar știți prea bine, și a reușit să-și o mențină. Kazakhstan s-a încercat ceva mișcări. Chiar acum, în ianuarie, decembrie, înainte să înceapă conflictul din Ucraina, a văzut că s-a pus trupele rusești, au pus repede capăt conflictului. Armenia, Georgia, nu știu cât contează în ecuație când sunt structurețe mici, atâta. Singurul pericol iminent era ca Ucraina să plece spre NATO și Uniunea Europeană. Nu se mai duce. Plecând Ucraina, implicit pleca odată, da, și Republica Moldova. Da, corect. Și a doua, e pericolul mare să ai granița Ucrainei cu Rusia destul de mare și era pericolul mare să ai graniță direct cu NATO. Asta e presiunea lui Putin. Cred că pasul lui de Uniunea Europeană, cât NATO, aia e durerea. Vrea o zonă să fie sigur că există o zonă tampon de siguranță a Federației Ruse față de NATO și Uniunea Europeană, dar mă rog, mai mult față de NATO cu Uniunea Europeană, cred că îl afectează atât de tare o graniță directă cu Uniunea Europeană cât cu NATO. Aia și-o dorește. Și să știți că dacă Putin moare mâine și vine altul, asta va rămâne în strategia politică externă a Federației Ruse. Zona asta de liniște privind extinderea NATO. Nu despre. Poate mâine nu se schimbă nimic. Nu se va schimba. Prin moartea naturală. Eu zic, poate mă înșel, e părerea mea personală, nu se va schimba. Asta e un obiectiv. La ruși, am văzut că pe Putin nu l-a cultuit nimeni. Și acolo erau zeci de mii de tineri la concertul. Și s-a dus acolo neașteptat, că nu se știa că va fi invitat. A fost scandal că a dat geacă de 20.000 de euro, nu știu ce. Nimeni nu l-a cultuit. Chiar că am zis, de la Minsk până în Crimea, nu știu ce, nu știu ce. Erau foarte încântați. Pentru că ideologii s-au zis, noi luptăm și cred că ăsta e unul dintre obiectivele fundamentale făcute din școală, puse în sânge genetice. Scopul refacerea, mă rog, mărăției Rusiei imperiale de dinioară. Și scopul fundamental și nu e de ieri de azi, asta e scopul din ultimii 300 de ani, când începe de la Petru cel Mare și continuă. Dar Putin o dă, cumva v-am mai spus eu, cumva o dă când e comunist, când e țarist. Păi, când e cu biserica, când ești nevoit să faci asta, ca ai o țară fragmentată care vine dintr-o ideologie comunistă, trece printr-un naționalism acerb și te se împaci toate fracțiunile cât să le unești ca să poți să ai liniște. Și atunci ești când cu unii, când cu alții. Am văzut că nu a apărut la un moment dat în timpul lui Boris Yeltsin și chiar de la Mihail Gorbachev. A început un proces de publicare a listelor crimelor lui Stalin. Și Gorbachev se minte că și zicea într-un interviu, am văzut listele semnate cu mâna mea, condamnați la moarte, nu știu ce. A venit Boris Yeltsin care a continuat pe aceeași linie, încercând oarecum o tranziție spre revenirea la Rusia imperială. A venit Vladimir Putin care pentru Stalin este model. Pentru care a făcut în 20 de ani Rusia imperială sub forma Uniunii Sovietice. Care a făcut-o. S-a oprit și canele împotriva lui Stalin. Au început să apară picturi prin biserici cu portretul lui Stalin, cu nu știu ce, pentru că pentru mulți ruși Stalin rămâne un model la care se raportează. Conducător care a luat Rusia dintr-o țară feudală și a transformat-o într-o superputere mondială. Că prețul a fost enorm. Asta e partea a doua. Da, în încheiere vă mai provoc referitor la țările BRICS, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, despre care se spune că vor servi de piatra de temelie a unei noi ordini mondiale emergente, după cum declară ministrul adjunct de extern al Rusiei, Sergei Ryabkov. Brazilia, China, India și mă spuneți Brazilia, India, China, Africa de Sud și Rusia. Și Rusia. Acum, în Africa, lucrurile sunt foarte complicate, pentru că acolo occidentalii nu prea contează. Acolo chinezii și cu iranienii sunt cei care investesc enorm de mult bani și ruși. Și iranienii? Da, iranienii, să știți că investesc. Sunt zone din Republica Centrafricană, au niște interese și investesc și foarte mult. Și ruși. Americanii mai puțin. Africa de Sud,
nu prea cred, pentru că Africa de Sud totuși are niște tendințe, vine din Commonwealth, zona colonială britanică, nu cred să se abată că de la politica oficială a guvernului britanic. În India, la fel, e destul de complicată treaba. În Brazilia, în schimb, da, Brazilia cu Rusia și cu China se duc pe o axă principală anti-globalizare. Posibil și India, să știți că India, mulți o iau așa într-o derâdere de asta, ăia n-au nu știu ce, nu știu ce, dar e o mare, e o țară cu mare potențial economic, cu o populație tânără extrem de numeroasă și să știți că asta contează foarte mult. Dacă vrei să distrugi o țară, trebuie să-i afectezi natalitatea. Și România la capitolul ăsta e dezastru. Eu vă spun că mult din satele care mai merg în satele astea de lângă Pălticeni, Plătești, Baia. Eu am crescut la Baia, acolo au fost bunicii mei. Îmi plânge inima, văd case care erau copii, zeci de copii. Astăzi nu sunt nimeni. Pui lacătul pe ele. Pe uliță în care erau 30 de copii, azi ai 2. Vă dați seama, din 32 mai. Și faptul că nu mai e populație tânără, e mare dezavantaj pe termen mediu și lung, e un dezastru sigur. India are o populație tânără destul de numeroasă și foarte important, majoritatea bine pregătită, cu studii făcute serios în universitățile din marile orașe și cu potențial economic ridicat. Că da, trebuie și calificare, înaltă calificare pe domeniu. Dar ar fi o mișcare, cum avea aia aluchitul cu țările nealiniate, mă țineți minte, care nu erau nici cu unii, nici cu alții, lumea a treia. Ar fi destul de nealiniate, erau. Ar fi destul de interesant. Oricum, în ecuația asta, China, Rusia, Brazilia, Africa de Sud, China are cuvântul principal de spus. Iran. Contează și Iranul acum. Rămâne de văzut. Iranul este partenerul cel mai important al Chinei pentru petrol. China nu prea are petrol. De acolo și a zona din Iran și Africa. Acum, probabil că și din Rusia, că nu știm ce a promis Putin. Ce a promis Putin Chinei pentru sprijinul financiar sau, mă rog, alte forme de sprijin. Da. Noi nu cunoaștem aceste detalii. Nu le vom ști probabil niciodată. Ce înțelegeri există între ei sau între ruși și americani, nu se spune. Sunt lucruri, noi suntem prea mărunți pentru a cunoaște aceste amănunte. Admir pe ucraineni, vă spun sincer, vedeți că tot omul de rând de la amărâtul stă și luptă. Păi bogații, ați văzut că fugeau prin Ungaria cu 30 de milioane de dolari prin valize ascunse pe nu știu unde. Omul care săracul luptă cu arma în mână să-și apere casa, pereții, ce o mai fi, grădina, că e frică că rămâne și fără alea. Și admir și vă spun sincer, le urez succes și sper ca statul român, NATO și ce mai fi să continue să-i sprijine, dar să ne rugăm poate să-i pune capăt acestui conflict, măcar pentru o perioadă cât mai lungă de timp, să ne revenim și noi din șoc și să vedem ce va fi și ce vom face noi, ce vor face politicienii români. Trebuie să avem o atitudine, să vedem cum gândim situația pe termen mediu și pe termen lung. Deci trebuie să ne raportăm. Nu, asta e adevărul. Mie știți cum e. Cămașa este mai aproape decât haină. Da. Cămașa suntem noi și vedem ce facem noi când ce ajungem la haină în privința alarmării, în privința politicilor interne, în privința politicilor externe și să vedem cum reușim să atragem din ăia mai NATO, să intrăm și noi în clubul ăla mai NATO, că noi chiar suntem în pericol și chiar ne trebuie mai NATO. Mai NATO nu trebuie în Franța, mai NATO nu trebuie în Marea Britanie, mai NATO trebuie aici, în Polonia, în România și în Statele Baltice. Mai NATO nu-ți duc rușii în Anglia să o invadeze, nici în Franța, dar la noi nu se știe cum bate vântul. Mai NATO de, aici, asta mi este și mie foarte frică. Și de aici trebuie regândită politica externă pe foarte bine pe termen mediu. Mai NATO. Să vedem cum vor reuși să fim mai NATO. Nu NATO, mai NATO. Așa este. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră a fost profesorul Mircea Turculeț, căruia mulțumesc foarte mult pentru efortul de a se deplasa până la Suceava, dumnealui Fălticenean fiind profesor la Fălticeni, al Colegiului Nicu Gane. Mircea, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu sunt profesor la Nicu Gane și la Școala Ion Irimescu. Mulțumesc pentru corectare. Îți mulțumesc foarte mult. Te asigur de prețuirea și de respectul publicului și al nostru. Stimați teleradio ascultători, vă mulțumesc și noastră. Totodată și iubitorilor istoriei și ai geopoliticii, tot ce facem aici este pentru dumneavoastră. O facem din pasiune. Singura formă de plată pe care îndrăznesc să vă cer este un share, o distribuire către prietenii dumneavoastră pentru a vedea și ei munca noastră.
Vă dorim în continuare un sfârșit de săptămână productiv, relaxat și nu uitați de faptul că prezentul face istoria. Până data viitoare, vă mulțumesc foarte mult și Doamne ajută tuturor!